Liberalii Giurgiu Vencea au prezentat candidații și strategia pentru alegerile locale într-un eveniment electoral organizat în sala de spectacole a Ateneului Nicolae Bălănescu. La eveniment au participat toți aleșii locali, consilieri locali și județeni, liderii organizațiilor din județ, precum și copreședintele PNL Vasile Blaga, un apropiat al liberalilor giurgiuveni. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Vă mulțumesc că sunteți prezent astăzi la lansarea oficială a candidaților din 5 iunie. Avem alături de noi pe cei doi copreședinți ai Partidului Național Liberal, Gheorghe Ștefan și Dumitru Peian. De asemenea, avem pe cei trei parlamentari liberali din județul Giurgiu, domnul senator o sală arhiplină și atmosferă pozitivă, rând pe rând au fost prezentați candidații la funcțiile de primar în localitățile giurgiuvene. O parte din ei nou intrați în politică, alții cu vastă experiență în administrația publică locală. Cu șanse reale să câștige primăria municipiului Giurgiu, domnul deputat Nicolae Florian! Într-adevăr, Floricel are șanse mari, dar numai dumneavoastră, cei din sală, cei din municipiul Giurgiu, poate să facă această schimbare. Momentul a fost urmat de discursurile conducerii PNL Giurgiu, dar și de mesajul copreședintelui PNL Vasile Blaga, care a declarat că vine cu drag la Giurgiu pentru că are prieteni. Vă asigur eu că atunci, și asta se va întâmpla pe 5 iunie, când brațul meu cu brațele voastre, ochii mei cu ochii voștri, mintea mea cu mintea voastră, vom da lovitura decisivă PSD-ului în Giurgiu. Partidul Național Liberal este singurul partid, și trebuie să țineți minte asta, care poate învinge PSD-ul. Este singurul partid care se poate bate de la egal la egal. O să vă spună și domnul președinte. Mergeți din poartă în poartă, din ușă în ușă, până pe ultima uliță din județul Giurgiu și convingeți electoratul giurgiuvean că singurul partid care poate aduce prosperitate, bunăstare, respectul pentru fiecare cetățean este Partidul Național Liberal. Și fiecare vot pe care cetățeanul îl dă altui partid, de stânga sau de dreapta, după părerea mea e un vot dat PSD-ului și asta nu trebuie să se întâmple. Numai așa, uniți, în echipă, peste 32 de zile de astăzi, încolo, vom putea striga aici, în piață, în fața teatrului, dintr-un piept, dintr-o voce, victorie! 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 Nu mă pot abține să nu întreb, retoric, pentru încurajarea noastră a tuturor, dacă mai e nevoie, câte lucruri bune s-ar fi întâmplat în județul Giurgiu dacă împreună am fi putut continua în 2012. Dar acum suntem obligați, ca să fim la înălțimea încrederii pe care ne-o acordă giurgiuvenii, să ne gândim doar la prezent și viitor. Astăzi, în zilele următoare, până la alegeri, să spunem giurgiuvenilor că fiecare dintre temele importante, că vorbim de locuri de muncă, de educație, de sănătate, vorbim de locuințe pentru tineri și de toate celelalte, pot fi rezolvate doar cu măsuri liberale, doar de candidații Partidului Național Liberal. Așa se naște Dumnezeu. Sigur vom atrage investiții și investitori serioși, sigur ne vom ocupa de atragerea cât mai multor proiecte pe fonduri europene, sigur ne vom ocupa de reducerea cheltuielilor publice din primăria municipiului Giurgiu și serviciile din subordinea primăriei, sigur ne vom ocupa de comunicare și dialog permanent cu cetățenii și vom
adapta acest program electoral în funcție de nevoile comunității, ori de câte ori situația impune. Vă mulțumesc foarte mult pentru susținere. Vă asigur că nu vă voi dezamăgi. Voi face parte integrantă din echipa mea și din echipa noastră a Partidului Național Liberal, atât din județ cât și la nivel național, și Doamne ajută! Dumnezeu să fie cu noi! Bazându-vă pe acești oameni, pe dumneavoastră, pe consilier, pe sutele și sutele de militanți, pe experiența lui Iliescu, pe rădicia lui Anton, pe alu toți de la aici, vom câștiga alegerile în Giurgiu. Doamne ajută și multă sănătate! Liberalii giurgiuveni și-au propus ca în alegerile din iunie să câștige primăria municipiului Giurgiu, președinția Consiliului Județean, dar și cât mai multe primării din județ. Evenimentul de lansare a candidaților liberali îl puteți urmări în integralitate imediat după ediția specială.